Greva sindicaliștilor din educație continuă. În Prahova încă mai există angajați care decid să își întrerupă activitatea. Comparativ cu ziua de ieri, s-au mai adăugat câteva școli. Un exemplu este școala Radu Stanian din Ploiești, care a aderat în masă tot personalul, cu excepția a două învățătoare de la structura acestei școli, școala 19 din Mimiu. Avem semnale că, începând de mâine, alte 20 de cadre din altă școală se vor adăuga și numărul celor care se adaugă sau aderă la grevă este în creștere. Din cauza grevei sunt necesare mai multe schimbări. Reprezentanții Ministerului Educației vorbesc despre reprogramarea inspecțiilor la clasă pentru titularizare sau obținerea gradelor didactice acolo unde este cazul. Asta în timp ce calendarul evaluării la clasa a 6-a a fost modificat. A fost modificat calendarul, a fost amânat cu o săptămână, guvernanții sperând că săptămâna viitoare vom ieși din grevă. La negocieri nu s-a obținut nimic, a fost numai ieri o informare, o întâlnire informală cu premierul. Nu sunt dispuși să ofere absolut nimic, motivând că profesorii sunt prea mulți, iar situația financiară a acestei țări, secătuită de puteri, nu poate face față acestor revendicări. Elevii de clasa a 12-a vor termina cursurile pe 2 iunie, iar o săptămână mai târziu și cei de clasa a 8-a. Dacă greva nu se termină, aceștia vor rămâne cu mediile neîncheiate. Dacă cineva își asumă alt profesor să încheie acele medii, este ilegal. Poate găsesc directorii alte metode și le vor încheia ei. Dar profesorii, cei care sunt în grevă, în niciun caz nu își asumă obligativitatea din fișa postului, post care la ora actuală este suspendat, de a încheia mediile inclusiv la clasa 12 sau la alte clase. Sindicaliștii sunt deciși să renunțe la grevă abia după ce obțin soluționarea tuturor revendicărilor.